Istoria acestei instituții se poate identifica cu acea a întregii țări. A fost desemnată în urma jertfelor Primului Război Mondial, după înfăptuirea Mărețului Ideal Național, România Mare a cunoscut surghiunul după cel de-al doilea război mondial în urma persecuțiilor comuniste, iar onoarea i-a fost reabilitată după evenimentele istorice din decembrie 1989. Eroul necunoscut a fost desemnat în ziua de 14 mai 1923 pe pământul Mărășeștilor. Dintre 10 sicrie cu eroi necunoscuți aduse de pe toate fronturile importante din țară, copilul de trupă Amilcar Sândulescu le-a desemnat ca fiind tatăl său. Astfel, eroul necunoscut al României ar putea fi cel adus de pe fronturile din Moldova, de la Mărăști, Mărășești, Oituz, Poieni, din Basarabia, de la Cernăuți sau de la Ciucea din Transilvania, ori de la Rașovița Gorj, de la Bălăria, Vlașca, de la Azuga sau de la Tropaisar pentru frontul din Dobrogea. După alegere, eroul necunoscut a fost adus în București și depus pentru pelerinajul celor mulți la Biserica Mihai Vodă. Apoi, pe 17 mai 1923, de înălțarea Domnului, zi legiferată ca ziua eroilor, a fost înhumat în Parcul Carol, pe terasa Cuza Vodă a Muzeului Militar Național. Acolo a rămas până în 1958, când regimul comunist l-a strămutat în Parcul Central al Mausoleului Eroilor, neamului de la Mărășești. A trebuit un alt tribut de sânge din partea altor eroi ca nedreptatea să poată fi înlăturată. Jertfele Revoluției din decembrie 1989, deschizând drumul spre democrație, au dat posibilitatea organelor competente să ia o decizie reparatorie și în privința mormântului eroului necunoscut. În urma ceremoniilor din septembrie și octombrie 1991, eroul necunoscut a fost din nou strămutat în București, fiind înhumat la capătul aleii centrale din Parcul Carol. Doar în noiembrie 2006 a fost amplasat chiar pe loc care a fost stabilit în 1923. Așadar, prin eroul necunoscut, simbolul eroismului național, se va cinsti memoria eroilor români căzuți pe câmpurile patriei și nu numai, pentru propășirea neamului românesc. Aceste aspecte istorice, dar și altele, vor fi pe larg ilustrate în fotoexpoziția numită Eroul necunoscut, simbol al eroismului național, organizată de muzeograful Valeria Bălcescu de la Muzeul Militar Național Regele Ferdinand I din București, în cadrul vernisajului de la Cercul Militar din Zalău, joi, 6 august 2015. Expoziția va putea fi vizionată de către cei care doresc la Centrul Militar din Zalău până la data de 14 august 2015, între orele 9 și 19.